Ha mutat în haosul ăsta de la țări care distruge orice idee, care s-ar putea naște. Am uitat să spun un lucru simplu. Ce înseamnă tipul cărții, viața 3.0? Încât de... viața 1.0 e viața care apare atunci când apare o amoebă. Viața e începutul vieții pe Pământ, care a avut loc pe semne acum vreo 4 miliarde de ani. Viața 2.0 e viața aceea care apare odată ce omul, cu apariția omului, care e în stare să, să producă lucruri, în stare să creeze tehnologie. Iar viața 3.0 e viața în care tehnologia pe care a produs omul creează la rândul ei viață. Pentru că chiar la început, Tech îl citează pe un matematician englez care spune așa: în momentul în care omul va crea, va inventa, va crea inteligența artificială, asta va fi ultima lui invenție. Tot ce e de făcut după aia se va îngriji inteligența artificială să facă. Iartă-mă, Mircea, te rog.